Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Beyond Two Souls. Mai bun, ultima când ne-am întâlnit, am rezolvat treaba cu indienii, cu ce-o fi fost ei și acum vedem noi ce ne mai așteaptă pe aici. Yeah. Jody. Wow. Hey, it's Ryan. Ryan. I was just wondering if you got my email. What email? The one I sent 3 days ago. Oh. You know, I've actually been having problems with my computer. What was the email about? Dinner. I've ordered ceva oare? Restaurant. Anyway, it's too late now, so maybe another time? Shit, I'm so sorry. Why don't you just come over here for dinner tonight? I mean, you wanted to see my apartment anyway, so Sure, but I... How about around 8? Okay. Yeah, I'll bring a kick-ass bottle of wine. See you later. Ah, shit. Fă ordine! Să fac ceva anume? Now I get why you blasted my computer. Am făcut asta? You didn't want me to see Ryan. It's not your call, Aiden. N-am fost eu. Fuck this. Fuck this. We're not gonna start this again. Am obsedat de mine. I'm not yours, Aiden. I can have a relationship with whoever I want. This is my life. Do you fucking hear me? This is my life. It's my life. So now, you know what? I happen to think Ryan is great. Ah, da. He's charming. He's intelligent. He's funny. Lendil, oh, șosete, v-am zis. I think I'm falling for him. Să aduci aminte că l-ai urât când a venit după tine. Yeah, I'm aware of what happened at the bar. Ce s-a întâmplat la bar? Fuck you for reminding me. Ryan is not like that. Okay. It's 7 o'clock. Hai, te-ți faci curat. I have an hour to make dinner, tidy up, and make myself look good. Okay, mama, that ass. Psst. Pe bune, mănânci de pe jos. Nici eu n-aș face asta. The trash can in the kitchen. Mamă, dar departe, coșul ăla, frate, și câta pantaloni scurți, vere. Ok. Stai, sternăm cu curățenia pe aici, că arată ca dracu pe aici. Așa. Wow. Wow, câta curățenia. What the fuck is that? Alright, books. Okay, on the bookshelf. Care bookshelf? Ah, aici. Okay, great. Okay, altceva ce mai avem? Cred că în cameră la ea trebuie să mai rezolvăm ceva. Oh, aici. Ne aranjează de masă să fie acolo. Mă mir că are exact cât pentru două persoane, al dracu. Wow, îl pune așa lângă ea, nu... Puteați să-l pun în capul mesei sau ceva. Ar fi fost hilar totuși să ai obținut să-l pui în capul mesei. Sau cine știe. Asta că mai avem niște mizerie pe aici și pe aia mergem în cameră. Nu putem să curățăm chiar tot. Ah, ba da. Eu zic să... Mamă, sunt pantaloni de pe vremea... Dirty clothes in the basket in the bathroom. Unde-i baia? Oh my god. Oh my god, the dinner. Da. There's got to be something. All right. There. Tai zen ce? Nu dușul, nu acum. Asta că dacă nu-i spălată puțulica e ok. Pe bune. Hai să gătim că să avem măcar ce să-l servim.
Zuxio. Ew, the fuck, yeah. Ooh. Hai să vedem ce putem găti. I gotta find something I can make in one hour with what's ever left in the fridge. Un sandwich. Asian beef. I mean, that looks good. It's not too complicated. Curried chicken with oven-baked vegetables. Durează prea mult. It'll take some time in the oven, but it seems doable. Pizza delivery. Isaac. I mean, it's not exactly gourmet, but it, no preparation, no mess. I mean, it could be an option. Nah. I Asian beef. Yeah. Asian beef. I mean, it looks suitably exotic. Să încercăm asta. As long as I don't manage to fuck it up. O să-i dăm greș. Oh my god. Trebuie să fie că o a dat pizza, era cel mai simplu. Fucking pizza e cel mai clasic și totul merge perfect. De frigiderul ăla mâncat să-și ochii tăi aici. Avem ce să facem? Lucrurile nu păreau foarte proaspete, dău. Adică ok, fie. Nu știu cât timp avem. Vrea să ajute. Thanks, Aiden. Ok, acum minigame-uri, boys. Mamă, nici nu-mi place cum sună. Ok. Aoleu, ceapă. Aaaa, urăsc ideea asta cu ceapa. Sper că avem timp destul. Asian beef. Adică sincer acum asta aș mânca. What the fuck e acolo? Pare a fi un terț, zici că face mâncare în un Sims de ăla. So far so good. Cred că-mi trebuie ceva de aici. Aiden, vrei să fii practic? Oh, crap. Crap, he's early. I'm coming! Fuck, pantaloni! Unde e dormitorul? Oh. Stai, tu ești în... A blocat afară. Trebuie să fii la pantalon pe mine, e fix ieșirea, am crezut că e altceva. Oh, good one, Aiden. Ok, you got me. Now, open the door. Aș vrea. Mamă, de ce faci asta? Aiden! Aiden, come on, open up! Ce face? Se concentrează să-l... What the fuck? Frate meu, ce scoate taste? Yikes. I can play too. What the fuck? Fii țăran, bă, Aiden, serios acum. You know, you're wasting your time, Aiden. You're not gonna stop me from seeing Ryan. I haven't finished cooking. Mergem acum. I better hurry or we'll have nothing to eat. Asta vreau să facem. Hai să luăm scaun, că avem nevoie de un scaun. Ha, mă, punctul vieții! Mamă, să fac Aiden vreo schemă de aia să ia tigaia. Aici e nașpa că nu eu îl controlez, știi? Și asta e o problemă. Ok. Ia toate astea.
Am mâncat mult ulei acolo, sincer. O, de-aia mi-a trebuit și mie. Adică comandam pizza, era mai ușor, cred că și n-aveam de-a face cu ăsta. Ok, pune din toate. It's supposed to be an aphrodisiac. I mean, it's not in the recipe, but... No, come on, you don't need that. Salt? N-are rost să adăugăm chestii în plus. Sincer, de obicei nu prea îmi place să pun foarte multe chestii. Piper. Ok, cred că am pus destul. Alright, add the sake for flavor. Okay. Sake. I'm beginning to like cooking. Mă întreb dacă am făcut bine sau nu. Ryan, you are gonna love this. Okay. How much? Bon stupid. Mai am 10 minute, mă să mă îmbrac. Ok, nu putem face nimic acum, hai să mergem să ne îmbrăcăm repede. Adică, de explicat putem să explicăm masa, știi, asta nu e nicio treabă. Că Aiden face pe Bengosu și tot așa. Dacă pot face un duș în 5 secunde. Okay, shower time. Bagă turbo la spălat, curu, hai odată! De ce te speli și pe cap? Nu se usuc când dracu de greu? Păi gata, poți să oprești acum. Oh my god! Asta rog! Mamă, îmi place acel... Așa-l prosop bine plasat. Nu se ia foc aia de acolo. Gata. Da, e mizerie. Așa la tangau pe ea. Direct. What the fuck is that? Ah, mă gândeam că e rochie sau ceva, pe aia am scris sutien. Haine? Da? Da, du-o da pe aici. Că nu poți să-l aștept așa. Bine, aș putea să-l aștept. Nu știu, ia ceva pe tine. Cool. Ia ceva cool. Oh, hey Ryan. Yeah, whatever. I just like threw these old things on cuz yeah, I'm cool. I'm cool. Yeah. Yeah, I'm just gonna be me. I mean, there's no point in me throwing myself at the guy. Okay. Merge. Să ce mi-am plăcut pe tine, oh, pe bune. You might as well just give up, Aiden. Okay? This date is going on. Period. Nu înțeleg de ce Aiden e așa, adică probabil e vreo treabă pe la mijloc. De ce ar fi el așa de supi? De bucătărie aia, mâncați așa ochii tăi. Mă jur, casa asta mă terorizează. Come on, Aiden, don't be a pain in the ass. Și apoi iar l-aruncă. Așa. Hai că de ce să nu fim casual, frate?
N-am venit aici la cine știe ce chestie. Aia nu mai trebuie supravegheată sau ceva? Nu? Ok. Aparent putem aranja și dezastru din bucătărie. Adică de aici. Ha! Altceva? Mai erau niște chestii pe aici de văzut. Wow, direct muzică. Jazz. Merge. Get up. Direct așa muzica de Mickey Mouse. Da, sigur îl vezi la etajul ăsta. Păi duș am făcut, chestii am făcut, așa. De mâncare am aranjat acolo. Să le lăsăm pe jos, așa? Tu zici? Baie pe aici, e ceva de văzut? Nimic de rezolvat pe aici. Interesantă budă are, dău. Oh, da, a primit un apartament destul de fain la CIA. Sigur îl vede pe acoperiș pe aici. Ok, mai avem ceva de aranjat. Suntem prin camere pe aici, parcă erau niște lucruri țintite pe jos. Nope. 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 Da, a venit ăsta. Ia să vedem, mă, dacă îi place ce-am făcut noi pe aici. I didn't behave yourself. Okay, this is important to me and I'm counting on you. Okay. Chateau Margaux, 2001. Nah. Yeah, the stores, it was a pretty year. That sounds good to me. So. Cui e ușa? Scoate prezervativele și dă-i. Semi-curat. What did you say? I'll get the glasses. The thing that opens the wine. Am așa ceva? Cool apartment. Huh? Da. Yeah, thanks. You son of a bitch. For fuck's sakes. Nu trebuie să o prind și mâncarea aia cumva. Unde le ține? A, cred că le ține în cur sau ceva. E greu cu tirbușonul ăsta, mă. Unde a pus sticla aia? A, aici, ok. You want me to open it? No, no, I'll do it. E sigură? Yoink. Mamă, ce bună-s la asta. Ia bobiță. S-a părut sau a dat pe lângă? A, animația așa alea, mai pupi. To your new apartment. Bing! To my new apartment. Oh, so when did you move in? A couple weeks ago. Yeah, the agency found it for me, all furnished and everything, which is... Cred că are rost să... Hai că nu vreau să-i stric chestiile, stai așa. And how about you? Where do you live? Oh, I have a place just outside of town. Yeah, it's small, but you know, it's got a little garden and it's pretty quiet. And did you grow up here? No, I was born in Oregon. Now my parents and brother still live there. Ah, dacă de-aia să-i vine fix în cap, cred că. 16. 16? Oh. Did you get kicked out or something? Well, things were pretty
chaotic at home. My stepfather liked to beat me when he had too much to drink, and... How did you end up joining the CIA? I went through college, really knowing what I wanted to do. Tried the army. Did action, travel, adventure. Long enough to realize that wasn't for me. And when a CIA agent recruiter approached me, I jumped at it. Ah, posso stingi becco. I should probably, you know, I'm gonna go check on the dinner because this cooking thing, it's a whole new adventure for me. You need help? No, but why don't you go sit and more wine would be nice. Okay. Whoa. Asian beef, right? Yeah. No, I was sent to China for a year. I love Asian food. Ah, it's been. Do not get your hopes up, because this is probably the second time that I've cooked, and I would rather not talk about the first time. Da, la prima oară mai avut pe mine. Deci... This is good. Minte! Good, I'm glad you like it. Minte. Oh my god. So we've been working together now for what, 2 years? I know almost nothing about you. Nah, nu vreau să-i stric seara. I mean, there's nothing much to say. Aș vrea să fiu rău și să-i stric chestii. I grew up with my parents on the DPA campus, and then Nathan looked after me. Well, you pretty much know the rest, so... You know, your parents, do you, you still see them? Da, chiar că. No. No, I don't, I think they were just terrified about how different I was. So, Nathan and Cole, they brought me up. Cole era același șmecher. They taught me how to cope with Aiden, how to accept myself as I am. I mean, it wasn't always easy. Am avut foame uitându-mă la ei. I'm making progress. You know, did Nathan ever manage to explain to you why you have this link with Aiden? Nope. No. I mean, not really. I mean, they learned a lot of stuff about the info world. Really not much about Aiden. I mean, I don't think even he knows who or what he is. Aiden, știi că îl cheamă Aiden, asta e treaba. Is he here now, listening to us? Yeah. Ugh. Yeah, he never leaves me. Cum să faci sex cu trei persoane? Total. What about you? Do you have any family here? No. No, my parents are still in Oregon. Go to see them as little as possible. Nah. And are you married or anything? No, no. Wait. Yes, I mean I was. Whoa. You know, my ex-wife and I have been separated for 2 years, and yeah, it couldn't work. I mean, in the end, it didn't. You know, we had our good times, but eventually we decided to go our separate ways. Oh. How about you? Anyone on your radar? No. I've got Aiden, so. I mean, anyone in our world. Hey! You know what? Aiden kind of has always made people run away. Or maybe it's me. Maybe I'm just... Ah, Aiden era de vină. Too odd for anyone to be interested in. You're special. Mă, de mână! Ia-i curăț. Aiden's got nothing to do with this. Ok, fie. Știu că asta vreți cu toții, ok? Voi ăștia obsedați de... The sucks. Dacă ar fi fost pe mine, aș fi distrus tot apartamentul, dar hai să-i dau șansă și lui fetița să fie fericită, măcar acum. Prin câte a trecut și pe câte o să treacă?
Caraca, na quatro vezes fazendo chovachinho zura page boys. Ia kaže ko vai fazer sexo com minor, robi no macare 20 de ani, do. Yikers. Unde pui mâna, boss? Ok, vă că e foarte drăguț om, nu pune mâna unde nu trebuie. Apreciez asta. Că dacă nu mă duceam, nu avea frica asta cu violatul ăla de atunci. Da, cred că asta era treaba. Dacă îmi băta mai mult, poate nu avea problema asta. Wow, ce individ ăsta, vin doar așa pentru o bucă? Mamă, coaie, pe bună, ăsta vin așa pentru o bucă, știi? Hai, salut, bobiță, ce faci, bla, 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 alea, băi, ești nebun. Cook chicken or beef? Oh, puteam să dă mai dress casually. Wow, pe bune, mult s-au îmbrăcat foarte sexos. Left Jody and Ryan alone, nice. Cleaned the apartment, locked in the corridor by Aiden. Wow. Didn't sleep with Ryan. Oh, deci există și opțiunea didn't sleep with Ryan. Probabil ceilalți care nu s-au evadat atunci și nu s-au dus la ea. Mamă, frate, cum e asta? Night session. Asta e înainte de party. Deci e puțin după ea. Alea că seta bine aici. Băi, să fiu dacă nu. Mamă, parcă zici că e stilul din Gorillaz. Desenele astea animate sau ce-o fi acolo. Dar oameni buni, noi cred că o să ne oprim aici cu acest video. Știu că de obicei fac video de peste 30 de minute, dar am foarte multe lucruri pe cap zilele astea, așa că nu prea am cum să fac video-uri extrem de lungi. Dar eu zic că peste 20 de minute, aproape 30 de minute sunt mai mult decât suficiente. Așa că oameni buni, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare, pa, pa!